Oi, ce faci, Nicule? Nu mă freci? Eh, dacă mai apuc, mai și frec. Nu te mai ține nici pe tine ca pe vremuri. Nu mai ține, mă. Acum nici de dat nu mai pot să dau. A, și cum e, că ai și tu acum o vârstă. Mai răruț acum. Vorba aia, mai răruț că e mai drăguț. Pe vremuri, dădeam bine. Acum dau numai de sărbători. Știu cum e, mă, că dacă nu ești pe fază, dă altul, mă, și rămâi cu buza umflată. Ție, mă, că pe vremuri dădeam și la vecina, că aveam de dat. Cred că nici vecina nu mai poate. Da, ea mai poate, dar și-o băgat om care să-i dea. Ce miroase? Oțet de mere, ăsta care scoate culoarea ca inițială. Dar și ăsta e covor, Nicule, și ăsta e covor. Știi cât am luptat să-l salvez? Să am și eu două momente în an în care să pot ieși acela la bătător să frec și să-l bat și să-mi dea lumea pacea? Știu cum îi zic că și eu trec prin asta. Păi mai omule bun, dacă stau lângă ea, acum în preajma Paștilor, nimica nu-i bine, așa îmi face capul. Că de ce s-o rascozonaci, că de ce aia nu-i, că de ce o să atent numai la vin? Că nu-i bună mazărea pentru salata de biof? Știu. E, bioful nu știu cine mai face de Paștile astea la cât s-o scumpit uleiul. Așa mai bine stai aici lângă covorul tău și... Stau lângă covor, lângă bătător, nu mă bate nimeni la cap. Bă, așa e drept. Bă, sincer să zic, nici covoare nu mai și-au fost. Nu, no, nu, acum atâta lumea l-a scos din case. Intri la unul în casă, n-are niciun covor, zici că ești la plătit impozite, mă, sau de ecou. Pe stil de ăsta minimalist, ca în Occident. Minimalist, da, și calci direct pe gresie și te miri de ce faci, infecții la vezică, infecții la prostată. Nu mai e o stabilitate. Mă, cu open space-urile astea, mă, unde să mai pun covoare? Pe lângă căpucea mici când faci mici în toată casa. Open space, bă, Vlad, eu spun ceva. Covorul ăsta are o simbol aparte pentru mine. Îl vezi? Pe ăsta l-am conceput pe mijlociu, pe septi. Venisem de la servici într-o zi, nu era niciun fel de mâncare în casă, cald. Mă certasem cu șefii, am luat-o pe nevastă și am... Bă, covoare ca covoare, dar bătătoare nu mai găsești. Până am auzit, tătă zua, bum, 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 am un nimic. Vlade, tu ești tânăr. Dar eu spun ceva, bătutul covoarelor era simbolul bogăției, mă. Bătutul covoarelor, bătutul șnițelor, bătutul... Era simbolul bogăției, mă. Aveai ce, te-au zeată blocul. Da. De atunci, bă, nici jucători de tenis nu mai aveau. Unde s-a antrenat, crezi că țiria? Ei, ce s-a antrenat, da. Acum atâți merg la sală, să umflă de prafuri și cine s-i. Bine, mă, Nicule, hai că mi-ai făcut și mie poftă. Mă duc și eu să văd dacă prin loc. Hai, ne auzim. Și să mai știu un lucru de la mine, măi, omule bun. Bărbații, ca și covoarele, te întind odată, calcă tătă viața pe tine. Să ai noroc și viață lungă. Hai, Paște fericit. Doamne, dă-ți. Încă un pic de oțet și ca nou.